Nici o minute. Chiar n-ai înțeles absolut nimic. Da, ce cu cel de ceva, da, că vine, nu mai ține. Ce durea? Nu, nimic, am dat astea la o parte să nu greșească. Pe cuvânt, chiar n-ai înțeles nimic din tot ce s-a discutat până acum. Gata. Șefu, dacă te-ai așa, n-are niciun rost. Suntem și noi amărâți, am și eu o grămadă de datorii, am și eu copii, am și eu greutăți, sunt bolnavă. Vă rog frumos, înțelege-mă. Asta-i copilul, domnul Ișa? Spun că la tata. Nu am cum, doamne, să primești niciun fel și mai mult decât atât. I-a spus și soțului. Nu se întâmplă nimic. Așa. Rămâne între noi. Așa. Deci, la mare, doamnă scumpă, datorie, vă refuz categoric. Vă refuz categoric. Doamnă scumpă, vă rog, lăsați ușa deschisă. Refuz mai mult decât categoric și mai mult decât atât. Sunt obligat de lege să anunț faptul ca să, ca să mă mituiți. Vitir, nu mai. Dați-mi voi să vă simți. Vreau un raport de ce țineți mai atunci mâine. Vorbești contabil sau cine ține. Și vreau să văd raportul de zi pentru ultimele 10 zile. Pe la casa mea, la care. Da. Alea care le-ai scos la 6 zile. Sunt tare curios.